Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Invitatul nostru este Radu Valentin Sora, un profesionist al dreptului, avocat coordonator la Societatea de Avocați Sora și Asociații. Bine ați venit în emisiunea Povești de Viață, domnule avocat! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să fiu aici! Și eu mă bucur că împreună la masa profesioniștilor vom vorbi despre povestea dumneavoastră de viață și telespectatorii noștri vor cunoaște îndeaproape pe domnul avocat Radu Valentin Sora. Sunt convinsă că sunteți cunoscut în domeniul juridic pentru că aveți ceva ani în spate și se simte, plutește în aer, cum se spune. Mă onorează aprecierea dumneavoastră. Despre mine nu pot să spun întotdeauna că mă gândesc la superlativ, pentru că sunt o persoană care caută tot timpul perfecțiunea. Și cred că întotdeauna am considerat că sunt și alți specialiști, sunt alți specialiști foarte buni în domeniul în care activez și eu, și am crezut întotdeauna că trebuie să mă bazez pe altcineva. Până când n-am mai putut să mă mai bazez pe altcineva, până când mi-am dat seama că nu mai vine nimeni după mine, că trebuie să fac lucrurile singur, că trebuie să-i corectez pe alții, și acela a fost momentul în care mi-am dat seama că poate că am devenit și un profesionist, dar un profesionist care în fiecare zi trebuie să înveți. Cred că știți foarte bine că domeniul nostru nu este deloc similar cu ceea ce înseamnă, dacă vreți, anatomia pentru medicină. Noi nu avem, avem practic o anatomie, dacă vreți, a regulilor juridice, dar ea este în continuă schimbare. Dacă un medic știe foarte clar că are niște soluții pentru anumite probleme, pentru că anatomia rămâne aceeași, la noi anatomia aceasta se schimbă de multe ori radical. Și atunci, de unde probabil ieri eram un specialist perfect în domeniul, să zicem, achizițiilor publice, mâine se schimbă legea și suntem niște nou-născuți din nou. Da, este problema cu care ne-am confruntat întotdeauna. Dar probabil e o lege a firii, pentru că asta am vrut, asta ne-am dorit și n-avem ce să facem decât să ne adaptăm din mers. Clar e că, într-adevăr, toată viața învățăm. Știința de carte nu se oprește. E și o parte foarte frumoasă aici. Așa. Cred că nu mi-ar plăcut să fiu într-un domeniu, nu numesc care, dar care să nu existe schimbare. Da, să da. Fac în continuu același lucru. Pentru că noi, chiar dacă activăm, să zicem, ori în domeniul achizițiilor publice, sau în domeniul construcțiilor, sau în domeniul arbitrajului, nu prea avem cazuri care seamănă unul cu celălalt. Da. E adevărat, folosim foarte mult și noi precedentele, da. Dar sunt și situații când chiar facem precedente. Știți ce mă gândeam în timp ce povesteați, că dacă ar fi să mă duc în viața dumneavoastră, așa undeva, mai bine spus în devenirea dumneavoastră, știu că la un moment dat ați cochetat foarte mult cu matematica. Cred că v-a plăcut așa de mult matematica, că știu că spuneați... Vă citez acum, citez din Radu Sora. Dacă matematica a fost prima mea iubire, pot să spun că dreptul este marea mea iubire acum. Când ați ales între cele două? E foarte simplu. Am făcut școala în timpul lui Ceaușescu. Da. Dacă vă amintiți, Ceaușescu nu cred că avea un plan imens de mare pentru relații internaționale, pentru avocați. El construia cumva. Și atunci, astea erau timpurile. Părinții mei vreau să mă împingă spre arhitectură sau spre inginerie. Trebuia să devin, dacă se poate, un inginer constructor. Și vă spun cinstit, dacă astea erau timpurile la momentul respectiv și dacă aveam un anume sistem de valori, încercai cumva să te mulezi pe acel sistem și să ajungi cumva la vârful piramidei, nu? În acel moment. Dar a venit momentul 89. În 89 lucrurile s-au schimbat total. De unde până atunci totul era bazat pe matematică, și acum mi-amintesc de, cred că toată lumea își amintește din acele timpuri, de Gheba, de Rogai, de tot felul de culegeri practic pe care se bazau. Fără matematică nu exista. Exact, deci pe care se baza viața noastră, pentru că și mai departe aveam nevoie de matematică și totul era bazat pe reguli ale matematicii, ale fizicii. Exact. Erau chestiunile acestea exacte, științele exacte. Dar care a fost momentul în care care a pus așa, a tras o linie și a spus gata, merg spre facultatea de drept?
am avut... era și ceva din minele la un moment dat, pentru că pe undeva încercam tot timpul să mediez conflicte, să-mi ajut colegii, să fiu un fel de avocat, fără să știu la momentul... Da, la momentul acela ce înseamnă neapărat avocat. Și a fost, în primul rând, deschiderea asta, dacă vreți, spre uman. Deja, parcă matematica rămăsese undeva în spate, departe. Cred că România avea nevoie în continuare de construcție, doar că România se deschisese, începusem să ieșim în străinătate. Am avut o vizita unor francezi la liceul meu, făcut liceul Ion Neculce, și s-a înfrățit liceul Neculce cu un liceu numit Marguerite Vauban. Eram vorbitor de limba franceză și la rândul meu am găzduit niște francezi și am fost și eu în Franța. Deja științele umane erau mult mai invitante. Nu mai eram în sfârșit deschiși. Îmi plăceau, a început să deja să îmi placă limbile străine și în momentul ăla m-am gândit că dreptul putea să fie modalitatea sau calea prin care eu mă pot înfăptui mai bine, ca să spun așa. Adică să, fiecare dorește la un moment dat să ajungă în vârful piramidei și fiecare caută o cale să ajungă acolo. Toată lumea vrea să fie mai bine pentru el, pentru societate, să-și găsească cumva locul în sistemul ăsta de valori. Se schimbase sistemul de valori și atunci m-am schimbat și eu. Cum a fost viața de student? Viața de student a fost încărcată de muncă, zic eu. Din păcate, nu pot să vă spun că m-am distrat fantastic. Trăiam cumva din sesiune în sesiune și eram ceea ce se putea numi tocilar. Învățam și în timpul facultății. Am fost și șef de an în primii doi ani în facultatea pe care am frecventat-o. Aveam deja cumva niște responsabilități și am încercat să mi le îndeplinesc. Din păcate nu m-am distrat. Dacă vreți să vorbesc de o viață, ca să spun așa, de distracție, a fost probabil înainte de facultate, undeva în liceu, nici de cum în facultate. Eram ocupat întotdeauna cu... Chiar asta se întâmpla. Ziceam, mă distrez mâine. Astăzi învăț, mă distrez mâine. Și am cam amânat lucrul ăsta. Dacă vreți, poate ăsta e unul din puține regrete pe care le am, pentru că în general nu am regrete, că tot timpul am pus pe primul loc să învăț. Da. Și totuși, anii copilăriei au fost frumoși, pentru că, tocmai ce a spus mai devreme, vă aduceți aminte cu plăcere de anii de liceu. Da. Ce nu am spus mai înainte, sau nu v-am întrebat, noi am vorbit, e adevărat, v-am întrebat înainte, sunteți din București. Da, sunt din București. Sunteți din București. A fost un beneficiu sau un dezavantaj? Poate cei care vin din afara Bucureștiului o să spună că sunt nebun, dar cred că raportat la modul în care ar trebui să se comporte o persoană de la o anumită vârstă, de responsabilitate, de lucruri pe care să știe să le facă, cred că a trăit totuși în București, într-o familie care îți oferă practic totul. Nu ai nevoie să faci de mâncare, nu ai nevoie să cumperi, nu ai nevoie de o grămadă de lucruri pe care să le faci tu singur. Este un dezavantaj. Am avut, vă spun, și chiar aș putea să nominalizez la un moment dat, dar poate că nu este frumos să vorbesc de cineva în lipsă, mulți prieteni care, vă spun, erau mult mai maturi decât mine, deși aveau aceeași vârstă cu mine. Pentru că veniseră din diverse părți ale României și trebuiau să descurce singuri. Eu nu aveam noțiunea de cum să-mi chivernisez banii, de cum să-mi fac de mâncare, cum să am grijă de mine, cum să-mi organizez niște lucruri. Și atunci, astea sunt, până la urmă, niște calități antreprenoriale, necesare pentru ce vreau eu să fac mai târziu. Nu aveam acest... Ei deja le căpătaseră, e adevărat, de nevoie. Și mulți spuneau, lasă sora, că tu ești fericit aici, că le ai pe toate. Dar eu cumva eram adormit. Eu am reușit să fac niște lucruri mai târziu decât ei. Dar asta e adevărat și poate prin prisma faptului că sunteți singurul copil la părinți și
totul s-a pus pe tavă, cum se spune, dar depinde. Așa vedeți lucrurile acum. Poate atunci nu le conștientizați la nivelul ăsta, mă gândesc, fiind copil. Nu, nu le conștientizam. Fără doar și poate. Da. Mi-era bine, nu pot să spun că nu mi-era bine, dar totuși experiența asta, dacă se poate, cât de la o vârstă cât mai fragedă de a cunoaște lumea, de a te lovi de niște probleme, eu zic că este important să o ai cât mai repede. Da. Viața e acolo și nu prea așteaptă pe nimeni să fie pregătit pentru ea. Da. Am văzut foarte multă lume la momentul de față care e pe genul mai degrabă full de nea, se spune, snowflake, generația snowflake, se vorbește. Da. Orice îi se întâmple, nu se poate, trebuie să fie imediat pedepsit sau... Nu poate să dileze cu problema respectivă, nu se pot acomoda cu situația respectivă. Sunt o grămadă, dacă vreți, de inadaptați. Și chiar spuneam la un moment dat că am un prieten în Franța care și-a dat copii, el locuiește la Paris și și-a dat ambii copii de 8 ani, de la vârsta de 8 ani, la o școală catolică de undeva de lângă Londra. Copii care noi cu educația noastră, în momentul în care am discutat cu ei, dar de ce ai făcut asta? Trebuie să descurce, Radu, trebuie să descurce. Mon ami, trebuie să descurce, trebuie să înveți să se descurce. Dar domnule avocat, tocmai ce poate într-un fel sau altul vorbiți cu regret că ați fost lipsit de toate aceste elemente care v-ar fi ajutat mult mai mult în dezvoltarea firească a vieții, să zicem, ulterioară. Dar acum, dumneavoastră, cum aplicați tehnica în cazul băiețelului, spre exemplu? Bine, micuț, dar ați face la fel cum procedează colegul din Franța? Dacă e să fiu cinstit, soția mea, care este tot avocat, Aniela Sora, aplică oarecum regulile acestea. Culmea, eu care știți cum e, până la urmă trebuie să faci ce zice popa, nu ce face popa. Eu v-am dat și un alt punct de vedere. Consider că pentru o viață antreprenorială este mai bine așa. Nu spun că nu mi-a fost bine la momentul ăla și nu neg lucrul ăsta. Să nu credeți că spun, vai, ce bine ar fi fost eu ca să nu am de mâncare, să trăiesc de pe azi pe mâine, să mă descurc singur, să, eu știu, să am multe, multe probleme, că o să mă descurc eu mai târziu. Doar că se poate pune și problema așa, așa. Da? Adică, A fost după aceea. Da. Aia e problema. Așa e. Nu? Dar acum, în relația, e micuț totuși, 7 anișori, nu este mare copilul, dar cum vedeți dezvoltarea lui pe viitor? O să-i oferiți așa absolut totul, că așa suntem noi părinții astăzi. Nu? Soția mea deja îl învață cu diverse, să zicem, să rezolve singur anumite probleme. Eu sunt verica slabă în ceea ce îl privește. E punctul meu slab, ca să spun așa. Eu încerc să-i ofer cam tot ce e nevoie ca să-i fie bine. Și așa face până la urmă orice părinte. Adică, până la urmă, și soția mea are și ea o limită în orice fel de problemă în care îl pune. Pe de altă parte, eu mai am o fică mai mare, din prima căsătorie, are 21 de ani, Alessia Sora, este la facultatea de drept, a terminat primul an printre primii, dacă nu chiar prima, dar e relativ lucrul ăsta de a fi primul, nu mai știu, prima medie, a doua medie, eu în general nu prea am fost primul, am fost al doilea. Și în facultate am fost al doilea, în general eram al doilea. Și fata, deci a ales facultatea de drept și se va îndrepta tot către pleacă avocatură, cumva, să zic, pleacă cumva din familie, eu aș vrea să o îndrept în zona avocaturii. Dar deocamdată, ca toți copiii, eu consider copiii până la urmă și la 21 de ani, e copilul meu. Da. Așa mi s-a întâmplat și mie, așa mi s-a întâmplat și mine asta, așa sunt tot timp. Copiii pentru părinți, indiferent de vârstă, sunt copii. Are niște idei, să zicem, puțin
diferite despre, știți cum este, generația Suits, dacă vreți. Da. Cred că seria asta de filme a stricat foarte mult imaginea despre ceea ce este, să zicem, un profesionist al dreptului în România sau în lume. Da. Nici în America, și am mulți prieteni americani și practic fac parte dintr-o rețea internațională mare. Și ei spun, da, nu, nu, Suits is not, is not what we have here. Da. Deci nu, nu e, în orice caz, e păcat că se proiectează o imagine falsă, exact, asupra ceea ce este dreptul. Și din cauza asta sunt oameni care intră, să zicem, în domeniul dreptului pentru rațiuni greșite. Acum pot să vă recunosc că și eu, la rândul meu, când am intrat în această, când vă spuneam de teoria aceea de vârful piramidei, era un mod în care eu credeam că pot să ajung acolo sau să tind spre locul acela. E clar că am vrut să contez cumva, dar de foarte multe ori din cauza unui film, oamenii cred că lucrurile se întâmplă ca în filme și atunci și sunt foarte dezamăgit când nu schimbă lumea din ziua 1, când apar la birou. Da. Sunt, într-adevăr, sunt persoane prodigioase, efectiv, era să spun prodigy, știți, da. Engleza aceasta. Da. Sunt persoane prodigioase care chiar poate să schimbe și am avut avocați pe care pur și simplu i-am așezat pe scaun la mine în birou și din a doua zi erau gata să erau intrați în sistem, foarte repede. Dar sunt persoane care nu se adaptează foarte repede și atunci să ne întoarcem îndepărtat. Sunt dezamăgite și dezamăgirea duce la blazare, blazarea la și nu. E adevărat, uite, asta un semnal foarte puternic de alarmă mi-ați tras și mie pentru atenție că la trebuie filme, să fim foarte atenți. Să ne întoarcem puțin în devenirea dumneavoastră și vreau să-mi spuneți, aici uite, printr-o analogie cu fica, care a fost momentul care v-a determinat să alegeți avocatura? De ce n-ați ales magistratura, spre exemplu? Ce bine ați spus pot că spune, da, nu vreau, erați apărătorul aș tuturor, vrut, dar... Aș fi vrut, v-am spus, cred că magistratura este... trebuie să fie exemplu de echilibru, de imparțialitate, dar cumva lucrezi cumva în cadrul unei instituții. Nu mi-am dorit niciodată să fiu cumva constrâns de anumite lucruri. Am vrut să am libertatea să fac niște lucruri cumva my way. Da. Și atunci consider că, da, magistratura este extraordinară, dar sunt oameni cărora li se potrivește ca o mânușă și sunt oameni cărora nu li se potrivește acest rol. Da. Personal, nu cred că aș fi bun neapărat ca și magistrat, deși îndeplinez rol de arbitru. În niște cauze, pentru că on the long run, adică până în final, îmi place mai mult să fiu avocat. Îmi place mai mult să fiu de partea unei persoane care are nevoie de mine. Ori, cumva, magistratul nu poate să fie nici în stânga, nici în dreapta, trebuie să fie echilibrat și imparțial. Da, și mai ales cred că va fi foarte greu să luați o decizie, pentru că nu? Poate da, pe undeva mai e și lucrul ăsta. Nu e frica de decizii. Nu? Pentru că ca și antreprenor, iei decizii, trebuie să iei decizii în fiecare zi, până și strategia pe care o urmărești într-un dosar, e o decizie. Corect. Adică decizii trebuie să iei, asta este clar. Da. Dar nu v-am spus. Nu e vorba de juca cu destinele unui om, dar poți să mergi până acolo să crezi că poate e prea mult să iei o decizie cu privire la o magistratura, situație. Da, magistratura e mult mai mult decât a te juca, să zicem, cu destinul unui om. Nu. Practic, nu te joci cu destinul unui om, pur și simplu e o decizie care poate să impacteze o persoană, pentru că oricum, și dacă vorbim de societăți comerciale, societățile comerciale, ele nu există prin ele însele, există prin persoane. Prin deci oameni. tot timpul regulile sunt făcute pentru oameni, de oameni pentru oameni. Da. Asta am spus de foarte multe ori și cred că se uită lucrul ăsta. Și dacă ar fi să găsesc o problemă în
în partea aceasta a magistraturii, că trebuie spuse la un moment dat și lucrurile astea, este că sunt unii magistrați care uită, din păcate, că sunt oameni și că regulile sunt făcute de oameni pentru oameni. Adică trec în zona de deități, de deasupra tuturor, și ar trebui să fie legea și nu magistratul. Deasupra tuturor. Deci, din primul moment, probabil încă din timpul facultății, clar v-ați îndreptat către avocatură, ați știut ce vreți. Ați intrat, ca să facem un pas mai departe, ați ajuns avocat. Vă mai aduceți aminte, domnule avocat, care a fost prima cauză în care ați pledat? Când se întâmpla? Câți ani au trecut de atunci? Dacă spunem pledat, e mult spus. E mult? Pentru că în avocatură nu a ajuns să pledesc chiar așa din adică din ai foarte multe lor de amânări, de termene. Pot să-mi amintesc o cauză care a fost foarte interesantă. Era ceva legat de libertate de exprimare. Și vreau să spun că de atunci și până acum mi-a rămas această sensibilitate pentru libertatea de exprimare. Și în prezent, noi, pe lângă activitățile pe care le avem noi în domeniul comercial, în domeniul, dacă vreți, comercial sau construcții, bine, da. Nu mai există comercial, există litigiu profesionist, dar pentru mine tot comercial. Da. Este... libertatea de exprimare de multe ori o pun în zona chiar de pro bono și consider că e unul din bunurile noastre cele mai de preț. Și în prezent sunt avocatul unor publicații online sau scrise și încerc să-i reprezint cât de bine pot. Deci aveți... dacă vreți, o sensibilitate. Exact, o sensibilitate. N-aș putea să spun neapărat o pasiune, dar cred că este foarte important ca oamenii totuși să vorbească. Depinde. Să vorbească, să se exprime. Da. Deși e cu două tăișuri și partea aceasta. Acum suntem într-o zonă în care toți vorbim, dar nu prea ne auzim. Fiecare vorbește parcă singur, e un fel de dialog al surzilor din care nu scoți foarte multe lucruri și mai există o problemă. Nu există o selecție adevărată a informației, a surselor din care ții informația. Adică orice lucru, dacă este scris pe un site sau pe, eu știu, pe o publicație, este luat de bun. Nu... Și imediat, dacă se poate, este și diseminat pe vreo rețea de socializare, fie ea X sau Y. Democrația, libertatea asta așa, câteodată ne... Eu spun că trebuie să existe. Trebuie să existe. Problema este că cum selectezi? Cum selectezi? Asta este problema. Problema este, e clar că trebuie să existe, n-aș vrea să nu existe, este mai bine să existe decât să nu existe, asta clar, nu se pune problema. Și mă gândeam acum, domnule avocat, sunteți melancolic cumva de... epoca, hai să zic o epocă, să vorbesc așa în termeni mari, epoca începuturilor noastre în avocatură sau ne-am adaptat din mers și e mai bine acum? Eu cred că e mai bine acum. Nu am neapărat... Nu întâmplător am spus asta, pentru că știu că în devenirea dumneavoastră ați lucrat cu grele, aveți niște oameni pe care... Am niște oameni cărora le sunt recunoscători, evident. Nu se pune problema. Au fost mentori? Ce au fost pentru dumneavoastră? Au fost de toate. Au fost mentori, au fost colegi, poate au fost și sfătuitori personal, dacă vreți. Adică mi-am amintesc de niște lucruri pe care mi le povestea ori metră Ernest Virgil Popovici, ori metră Mușat. Erau lucruri pe care le discutam, dacă vreți, nu știu, cu Florentin Țucă, cu Gabriel Zbârcea. Sau nu vă mai spun acum de un avocat cu care am lucrat foarte mult după momentele astea, se numește Traian Liviu Poenaru. Și îmi pare foarte rău că cred că este acum într-o situație destul de gravă datorită un COVID care a apărut undeva, încă mai este, a apărut undeva în decembrie. Dar numele, am citit undeva, nominalizați câteva nume de avocați celebri pe care dumneavoastră i-ați... amintit
în anumite interviuri pe care le-ați dat. Ați lucrat și cu... Am lucrat cu Virgil Popovici, care era tatăl lui Ernest Virgil Popovici, care pentru mine, într-adevăr, dacă ar fi să mă gândesc la definiția avocatului de bară, pledant, acel avocat care știe să-și folosească, pe de-o parte, vocea, intonația sau chiar gesturile. Da, într-adevăr. Acela era Virgil Popovici, un avocat care venea din vremurile în care retorica încă se predea la școală. Probabil că, vedeți, practic, nici eu nu mai vin să mai vorbesc chiar la modul acesta, deși aș putea, ca și principiu. Epoca vitezei nu prea îți mai dă timp foarte mare de retorică și e păcat că... Adică să ai grijă la retorică, se pierde. Da, se pierde. Da. Se pierde, dar, vedeți, dumneavoastră, într-o epocă în care apărările pot să devină eminamente scrise. Știți că sunt situații în care nu există proceduri. Uitați-vă situația CNSC. Da, da. Foarte, foarte rar la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor ai și o dezbatere verbală. Foarte rar. Adică e un titlu de excepție. Cred că am avut sute de cauze și am avut două dezbateri verbale. Deja retorica e undeva la clasă. Deci mai găsește locul mult special pe latura penală, unde se poate dezvolta un pic mai mult, dar raportându-ne la vremurile... Din păcate și acolo am auzit de multe ori sintagma rezumați, domnule avocat, rezumați. Din păcate, sau, și atunci... din păcate, da. Sau acum cu pandemia care și mai rău a cenzurat pledoaria avocaților. Care a fost momentul în care ați decis să vă înființați Casa de Avocatură Sora și Asociații? Ce v-a motivat? Deja crescuserăți în... Pot să spun lucrul ăsta, nu știu la că mi s-a pus întrebarea asta, e legată de un motiv destul de trist pentru mine. În 2002 tatăl meu părăsea lumea aceasta și am avut pur și simplu o dezamăgire, nu puteam la momentul respectiv să fac nimic împotriva spitalului respectiv pentru că eram cumva înregimentat, să zic așa. Nu e vorba că am pus în vreo întrebare și mi s-a răspuns nu, Radu, nu poți să faci nimic. Dar, pur și simplu, am simțit că nu pot să fac lucrurile din acea poziție și a fost pur și simplu un moment în care am vrut să fiu, ca să spun așa, pe picioarele mele și să fac niște lucruri pe care altfel nu le-aș putut face. Și acela a fost momentul în care ați pus bazele casei de avocatură? Da, întâi a fost un cabinet individual de avocatură care în timp s-a transformat în Sora și Asociații. Erați conștient că veți avea o echipă, deci veneați asta a fost partea importantă și frumoasă. Asta a fost și o greșeală făcută de mine inițial. Veneam dintr-o echipă. Și deși veneam dintr-o echipă, am crezut că plecând eu singur și oricum lucrând pentru niște case mari de avocatură care încasau niște onorarii mari pe munca pe care o făceam eu din start, doar pentru că eram eu Radu Sora, puteam să rup munții. Nu era chiar așa. Brandul, ca să spun așa, contează și organizarea societății din care plecasem, ca să spun așa, conta foarte mult. O vreme am reușit să fac lucrul ăsta, dar totuși eram singur. Și am avut și o perioadă destul de neagră atunci în viața mea. Am avut pur și simplu niște ghinioane, accident de mașină, tatăl, eu am avut ceva iarăși care a necesitat chiar și chimioterapie. Am trecut peste toate momentele astea și am stat o vreme pur și simplu, nu-mi doream să fac lucruri. Eram pe picioarele mele, îmi era bine, eram conștient că o echipă poate să facă mai mult decât... Dar nu vă asumați. Unul. Dar nu mi-a asumat. Și atunci mi-am dat seama... Și a venit un moment în care mi-am dat seama că nu, lucrurile nu se pot face așa. De unul singur. Da, da. Și lucrurile se pot face doar luptând, doar în echipă. Și asta este singura modalitate în care poți să contești și tu. Dar a trecut, cred că au fost mai mult de 4 sau 5 ani în care
Plus nu. Că aveați nevoie de o mare încredere, adică echipa ți-o construiești pe o perioadă lungă de timp, mă gândesc, și atunci trebuie să găsești, să colaborezi cu avocații de încredere, să existe acea compatibilitate. De compatibilitate vorbim... Ați avut noroc din punctul ăsta de vedere? Da, pot să spun că am avut noroc. Da. Pot să spun că am avut noroc pentru că am găsit oameni cu care am fost compatibil. Compatibilitatea poate dura o zi, o viață, e adevărat, 10 ani, 2 ani. Eu sunt recunoscător tuturor colaboratorilor pe care i-am avut, ca să zic așa, cu care am lucrat, să spun că pe care am avut în subordine, deși ei practic mi-au fost întotdeauna colegi în primul rând. Da. Și poate era nedrept să le spun pe care am avut în subordine și cu care am colaborat pe parcursul timpului, și pentru că tot timpul a fost un cui pro quo. Nu mi-au dat doar ei sau am dat doar eu. Împreună ne-am ajutat și am crescut, cred că... Și nu numai că împreună ați făcut lucrurile acestea, dar ați ales și latura asta foarte complicată. Deci când vorbim de aria dreptului comercial, dreptul concurenței, dreptul muncii, fuziuni, uite, achizițiile, toată latura asta, și mergând mai departe, ne puteți spune... În societatea în care am activat înainte să fiu pe picioarele mele, da, am fost o perioadă de timp un fel de Jolly Joker. Da. Poate pentru că ori nu găseam locul, să zicem așa, într-o echipă foarte clară, ori puteam să fiu, ca să zic așa, peciul pe care îl pui la o altă echipă. Și mă descurcam cumva acolo unde mă puneai. Cel puțin așa mi-amintesc eu. Cei care probabil au fost și femei poate să zică contrariu sau poate să spună același lucru. Asta m-a avantajat foarte mult, pentru că nu am lucrat doar în concurență, nu am lucrat doar în litigi, am lucrat în mai multe domenii. Și a ajutat foarte mult la un moment dat și due diligence-urile făcute în domeniul privatizării. Vedeai cum e făcută o întreprindere și te loveai de mai multe probleme, de la mediu până la munci, da, de exemplu. Și atunci vrei să citești mai mult despre fiecare domeniu. Da. Citind mai mult despre fiecare domeniu, începeai să înțelegi bucăți mai mari din puzzle-ul ăsta care formează cumva dreptul românesc sau dreptul comercial. Da. Pentru că este un puzzle, într-adevăr, impresionant. Când ați devenit arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României? În 2011 pot să spun că am făcut ceva extraordinar la momentul acela. Pur și simplu am întocmit un dosar. Da. Am avut o recomandare și am devenit arbitru atunci. În momentul de față nu mai sunt, m-am suspendat de mai mult timp pentru că mi-am dat seama totuși că îmi place, cel puțin în România, mai mult latura aceasta iarăși de avocat. Deci, vedeți? Da. Dar pe de altă parte, am ajuns și sunt pe lista de arbitri de la Viena. Viena, da. Acolo activez în această calitate, ba chiar la cererea celor de la Viena, împreună cu doamna doctor Florescu, Cristina Florescu, am tradus și regulile VAIAC în limba română. Practic, eu sunt legal master, eu am un master în arbitraj internațional pe care l-am făcut, pe care l-am urmat când aveam 43 de ani, deci practic am devenit arbitru înainte să am master în arbitraj. Și a fost o recomandare cumva din partea unui profesor de drept. Am spus la un moment dat, cum ar fi, ce pot să fac ca să știu mai multe despre domeniul ăsta? Îmi place, este interesant, dar aș vrea să știu mai multe despre... Și atunci a fost o recomandare că potrivit căruia doamna Crenguța Leaua a pus bazele unui master de arbitraj internațional la Facultatea de Drept în București. Și ea, cât acum la 43 de ani, făceam un master care chiar îmi plăcea. Știți, toată lumea iese de pe băncile facultății și face un master pentru că trebuie sau... L-ați făcut la timpul potrivit și l-ați făcut pentru că Exact. Chiar puteam să fac ceva cu el. Informațiile pe care le-am căpătat pe parcursul acelui an m-au ajutat în niște dosare foarte importante pe care le-am avut în acele momente, chiar și când eram la master. Și a fost o...
pur și simplu mi-a deschis ochii spre arbitrajul internațional. Am înțeles foarte bine ce este arbitrajul internațional. Ce-mi place, cât de frumos explicați niște lucruri, dar care au venit pur și simplu de la sine în anumite momente ale vieții și au venit pentru că trebuiau să se întâmple atunci. Au venit cumva natural. Dacă mă credeți, partea legată de arbitraj a venit pentru că la un moment dat a apărut legea medierii. Nu știu dacă vă amintiți. Legea medierii 2009, 2010, 2011, 2012. Și cu acea ocazie, deși noi ca avocați puteam să fim mediatori, la fel, eu simțeam nevoia să înțeleg ceea ce e medierea. Dar să o înțeleg într-un mod organizat undeva la o școală, dacă vreți. Și am fost la, cred că, Fundația de Schimbări Democratice, Foundation of Democratic Changes, ceva de similar, unde am făcut curs de mediator. Practic, eu aș fi și mediator. Nu sunt autorizat, pentru că autorizat devii dacă te duci, practic, am acea diplomă care mi-ar da posibilitatea să fiu mediator. De avocat, cred. Și în acel moment, când discutam de mediere, s-a vorbit foarte mult de ADR, de Alternative Dispute Resolution. Și aici a intrat arbitrajul cumva în viața mea. Și mi-am dat seama că, da, uite, arbitrajul chiar mi-ar plăcea. Chiar mi-ar plăcea. Nu trebuia neapărat să fii arbitru, supra-arbitru. Puteai să fii și arbitru parte în completele de, să zicem, de trei arbitri. Și ăsta este drumul. Când vrei să fii supra-arbitru, cred că întâi trebuie să fii arbitru parte sau consilier sau cum vreți să-i spuneți. Și abia apoi supra-arbitru. Am înțeles. Deci... Și vă spun, la fel cum v-am spus și despre calitatea de judecător, nu este ușor să fii arbitru, nu este ușor să iei decizii. Nu, trebuie să ai, în primul rând, o experiență vastă în spate, altfel nu poți să erau, te erau, gândești să accesi. Aveam colegi la masterul de arbitraj, care atunci când au fost întrebați de diversi profesori, cum vă vedeți viitorul, ce ați vrea să faceți, ați terminat facultatea ieri, cum ar veni. Și au fost mai mulți care au spus, eu vreau să devin arbitru, ceva de genul de mâine. Da. La care profesorul venea și le explica, ca să devii arbitru de mâine, trebuie să ai un domeniu pe care deja să stăpânești și niște persoane care cumva să vină la tine să te recunoască ca fiind un specialist în acel domeniu. Da. Mi-e greu să cred că sunteți deja un specialist în acest domeniu. Deci nu vă uitați la arbitraj, da? Nu vă uitați la arbitraj, nu vă uitați la arbitraj ca fiind o profesie în sine. Poate să fie o vocație în cazul în care ați devenit specialist într-un domeniu anume. Ce bine spuneți. Cred și nu cred, de fapt nu mă înșel. Numele dumneavoastră s-a intersectat la un moment dat și cu numele doamnei Brântușa Ștefănescu? Da, mi se pare, pentru mine, în domeniul arbitrajului, Brândușa Ștefănescu, doamna doctor, profesor Brândușa Ștefănescu este o icoană. Nici nu știu dacă am vorbit de câteva ori cu dânsa, nu cred că mă cunoaște personal sau și aduce aminte de mine, nu, așa cel puțin așa tind să cred. Dar mi se pare una din cele mai cea mai strălucită minte în domeniul arbitrajului românesc, și aici nu vreau să pot să amintesc că, dar doamna Brândușa Ștefănescu este specială, este extraordinară din punctul meu de vedere. Aș fi vrut să fiu Brândușa Ștefănescu dacă aș fi avut un țel în viață. Normal, îmi place foarte mult și de doamna profesor avocat Cringuța Leaua, de doamna profesor avocat Irinel Stoica, colegii care sunt, să zicem, mai aproape de vârsta mea, de exemplu, nu știu, un Cosmin Vasile. Sunt o grămadă. Dar dacă ar fi să mă gândesc la cineva așa... Reperul rămâne doamna Brândușa Ștefănescu. Nu am ce să fac, cum v-am spus, că am o sensibilitate. O salutăm cu drag pe doamna Brândușa Ștefănescu, poate se uită la emisiunea noastră și... Și eu vă salut, presupun că nu știți cine sunt. Eu vă urmăresc cu plăcere de câte ori am ocazie. Ce frumos! Mai avem foarte puțin din emisiune. Uite, nici nu ne-am dat seama cât de repede a trecut timpul. Da, ați avut chiar mă gândeam că... Dar aș vrea, domnule avocat, ca orice tată, bărbat, vreau să-mi faceți o caracterizare a soției dumneavoastră.
Uite, o să se uite și soția la da, misiune. Da, da, este, am spus-o și o repet, nu este, prima soție a fost extraordinar, este mama primului meu copil, dar pot să spun de Aniela, sora, că a fost și este persoana care m-a completat, mă completează permanent, mă liniștește, la birou sunt eu, să zic așa, șeful, dar acasă, credeți-mă, că nu am foarte mari șanse, mai ales și când discut de disciplinarea celui mic sau de alte lucruri și nu știu, dacă nu o găseam, trebuia inventată. Dar e foarte frumoasă, în primul rând, soția dumneavoastră, da. Și pe de altă parte, cred că, cum se spune, în viață nimic nu este întâmplător și toate vin la... Am avut noroc, vă spun ce simt. Eu chiar consider că am avut noroc. Ce drăguț. Am avut noroc, per total. Aveți timp totuși de familie, așa, nu e ușor să mă gândesc la cel să vă spun ceva care, să vă spun ceva care poate părea iarăși ciudat. Pandemia pentru noi a avut un efect pozitiv. Am făcut, m-am jucat cu cel mic. Da. Am făcut o grămadă de lucruri pe care acum nu e foarte greu să le fac. Adică sunt zile în care se roagă de bine, tati, hai să ne mai jucăm. S-a învățat acum. Da, știu. Și veți merge, știu că v-ați vaccinat, nu? Da. Da. Veți pleca și în concediu? Am fost deja, am și fost plecați. Am prieteni buni în Israel, am prieteni buni în Anglia, în America. Cei din Israel sunt toți vaccinați și și-au reluat viața foarte ușor. Am prieteni din Anglia care din păcate și-a așteaptă rândul și încă mai e greu pentru ei. Da. Și am luat cumva exemplu, dacă vreți, responsabil. Până la urmă, eu tot timpul a trebuit să fiu responsabil. Și atunci, respectăm reguli. Și atunci eu consider că a face ceva e mai bine că să nu faci nimic. Pentru că sunt oameni care spun, doamne, nu, vaccinul nu te ajută la nimic sau îți face rău. Da, sunt persoane care... Dar ca să citez un prieten medic, a zis, Boradu, nu știu ce conține vaccinul, și nu știu dacă e bun, dar e ca la război. Când ți se dă o cască, o pui pe cap, nu mai te întrebi din ce e făcut, e totuși o cască. Da, foarte bine argumentat. Deci vă spun sincer, adică cam așa am văzut-o eu. E foarte ușor să spui, nu fac nimic și, nu știu, așteptăm să pice ceva din cer. Mai avem aproximativ 5 minute și aș vrea să dedicăm ultima parte sau aceste 5 minute profesiei de avocat. Cum vedeți justiția astăzi, cum vedeți profesia noastră astăzi? Pe de altă parte, domnule avocat, știu că, uite, într-un final ați luat decizia să vă implicați un pic mai mult și o să-mi spuneți și de ce. Și încercați să, probabil, să faceți cât puteți de mult pentru profesie, pentru că veți candida la Congresul Avocaților. Da, nu știu ce șanse propriu-zis o să am, dar a fost un moment în care am spus, eu cred că este un moment greu pentru chiar și pentru avocatură, da. Sine, nu numai pentru justiție. Și din păcate suntem, mă includ și pe mine aici, suntem vinovați pentru faptul că am fost cumva mult prea cuminți. Și că nu ne-am făcut înțeleși, dacă... Aici, în tot timpul, nu e numai o problemă de cealaltă parte. Cred că și noi avem o problemă foarte mare, cum e, dacă vrei, și în politică, care nu mi-a plăcut niciodată, pentru că tot timpul am fost genul de persoană în opoziție. Când nu reușești să te faci înțeles de cealaltă parte, e problema și la tine, nu numai la cealaltă parte. Da. Și de ce discutam mai devreme de acel dialog al surzilor, și aici avem un dialog al surzilor, între profesii, între magistrați și avocați, poate avocați și procurori, și există o problemă și procurori, și n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să încercăm să cooperăm. E un moment am văzut, este, nu? Nu știu, păi nu știu efectiv, azi, nu, mâine, nu, dar azi, nu, cred, exact, cred, cam, asta cred, era, cred. Cam asta era ideea. Da. Și la un moment dat, poate că ne trebuie, nu știu, un fel de Talleyrand Périgord, dacă adică e foarte ușor să fii diplomat, dacă nu ai rezultate, nu înseamnă nimic. Acum avem, într-adevăr, oameni diplomați undeva la conducere, dar nu prea sunt rezultate.
Talleyrand era o persoană care a avut rezultate, dacă vorbim de diplomație. Da. Și atunci eu îmi doresc persoane care să găsească cumva, soluții. Din păcate, în momentul ăsta, există foarte mare posibilitatea ca soluțiile să nu se găsească neapărat în dreptul național. E grav, da. Dar s-ar putea să nu fie acolo, s-ar putea să fie drept european, într-un drept care să fie pe undeva deasupra Constituției, pentru că chiar asta se discută la momentul de față. Că și noi cu Constituția noastră ar trebui cumva să ne subsumăm revizită. Practic dreptul european. Da, da. Se întâmplă foarte multe lucruri la momentul de față care nu sunt în regulă aici între frontierele noastre, din păcate. Am observat și sunt în asentimentul dumneavoastră. Pe de altă parte, domnule avocat, este clar că justiția se găsește într-un moment, nu știu, termenul ăsta, la o cotitură de drum. Dar asta nu înseamnă că dacă se găsesc soluții, nu putem să revenim. Trebuie să găsească pe soluții. Drumul, din păcate, corect. Eu cred întotdeauna că nu există probleme, nu vreau să vorbesc neapărat din cărți, dar chiar asta contează, să găsești o soluție. Dacă te rămâi doar ancorat în probleme, nu faci nimic. Dar e clar că problemele există și nu poți să le spui că să le dai la o parte. Avem o problemă. Există o problemă la momentul de față de comunicare între judecători, și avocați, între avocați și procurori, între procurori și judecători. Există. Haideți să încercăm să o surmontăm cumva. Venim cumva, avem același background și am putea să ajungem la un numitor comun. Numitor comun ne însemnă ca judecătorii să facă compromisul în activitatea de judecată, dar să înțeleagă cumva și ce se întâmplă de partea aceasta. Pentru că credeți-mă, nu se înțelege. Și probabil că nici noi nu înțelegem ce e de partea cealaltă. Dar vrem să știm. Adică eu tot timpul am pus întrebări. Care sunt problemele voastre? Nu, de obicei se vorbește puțin. Se vorbește foarte mult de lipsă de personal. Dar suntem într-un sistem judecătoresc în care nu prea există sancțiune. Adică, haideți să luăm domeniul comercialului, să nu luăm domeniul neapărat al penalului, pentru că în penal, să zicem, chiar domeniul acela care doare la un moment dat pe avocați, inclusiv pe mine, al cheltuielor de judecate acordate, dacă vreți, la un moment dat, la modul peiorativ. Da. Onorariu de avocat redus. Nu vă supărați. Nu se spune onorariu de avocat redus. Pentru că se înțelege cu totul. La adresa muncii avocatului? Vă spun că putem să interpretăm sunt judecători care o interpretează așa. Și există totuși judecători care scriu onorariu avocațial redus. Nu de avocat redus. În momentul în care spui chestia asta, deja te afli într-o zonă în care eu cred că ți iei de râdere pe undeva ceea ce faci. Din păcate, e multă lume care face lucrul ăsta. Dacă tot ar trebui să ne respectăm, haideți să plecăm de la niște... Ar trebui să existe mai multe. Se poate vorbi de parțial. Profesii. Și ca să se înțeleagă la un moment dat, de ce onorarele sunt la un moment dat așa cum sunt, ar trebui să știe că există societăți de avocatură, poate nu toate, care fac foarte multe cheltuieli ca să ducă același memoriu pe care îl duce cineva, să zicem, care are un cabinet undeva acasă și are un singur software sau nu l-are deloc sau se uită pe niște monitori oficiale. Ca să duci până la urmă, să dai până la urmă un rezultat, sunt cheltuieli mult mai mari. Știu. Și a fi antreprenor înseamnă a-ți asuma niște riscuri. A avea niște oameni pe care trebuie să-i plătești, nu poți să vii. Dacă nu înțelegi practic partea asta, este foarte greu. Pentru că acum e și o problemă de înțelegere acolo. Și ca să vă mai spun care este problema majoră din punctul meu de vedere. Dacă dai o hotărâre prin care admiți, să zicem, cererea unui creditor și niște penalități, asta nu înseamnă că l-ai pedepsit cumva pe debitor. Oricum avea de plătit suma respectivă. Da? Și atunci, dacă îi reduce cheltuielile de judecată, înseamnă că e liber să întârzie și altă dată obligația lui de judecată. Și atunci este un eveniment din ăsta ciclic. Te gândești,
Dom'le, suntem foarte puțini judecători, avem foarte multe cazuri. De ce avem foarte multe cazuri? Nu cumva și că suntem foarte blânzi, chiar în acordarea, dacă vreți, și acestor cheltuieli de judecată. Pentru că, credeți-mă, că debitorii de profesie au învățat deja poezia. Da. De exemplu, și avocatul, trebuie să vă mai spun. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta și nu odată. Știți că avocații vin la un moment dat, nu tot timpul cauți neapărat să mergi în instanță și mai dai și telefoane, mai încerci să discuți cu debitorii. Și le spui, știți că ajungem la, o să fie cheltuieli de judecată și debitorul spune, domnul avocat, dacă vreți să vă dați în judecată, dați-mă, dacă vorbiți acum cu mine, nu înseamnă că nu vreți să mă dați în judecată, vreți bani fără să munciți, ceva de genul. Mi s-a întâmplat același lucru. Și știți ce? Dați-mă în judecată, că și așa, și dacă nu mă duc cu avocat, îmi reduce cheltuielile și nu o să supăr foarte mult. Și știți cât vă țin? 3 ani. Și omul știe, pentru că e debitor de profesie. Da, da, și da. Gândiți-vă că se întâmplă ca un astfel de debitor să aibă, să zicem, 2-3 milioane de lei de dat, plătește de dobânzile, da, da, societatea pe care o reprezinți are o problemă foarte mare pentru că nu are banii respectivi și a trebuit să te plătească și pe tine pentru o muncă care a fost pe 2-3, s-a întins pe 2-3 ani și în final nu trebuie să plătească cheltuieli de judecată foarte mare pentru că, din păcate, undeva cineva este învățat că trebuie reduse. Pentru că s-a creat un precedent atât de puternic, astfel încât până și debitorii au învățat... Da, știu foarte clar. Băi, stai mai puțin, că n-am niciun fel de problemă. Și vedeți, asta este problema. Spui că ai prea multe cauze. Păi da. Ai putea dar dacă, să le diminuezi, dacă se întâmplă... Să... Da. Gândiți-vă și la cazurile, de exemplu, din fiscal. Unde statul este cel cu problema, ca să spun așa, care emite o decizie incorrectă. Păi dacă vrei să cer bani mai mulți acolo, cam tot timpul sunt tăiate. Onorarile. Dom'le, nu, statul, să nu încărcăm statul. Dom'le, dar în felul ăsta nu responsabilizezi. Îl inviți, practic, să mai încalce și să vină mii și mii de cauze și tu, ca judecător, o să ai mult mai multe cazuri, și mai multe, și mai multe. Pentru că înțelegi că nu trebuie sancționat. O observație foarte puternică. Important este să fim auziți și ascultați. Mai bine spus, ascultați și în final decide. Da, asta este. Da, poate că eu greșesc. Da. Și e foarte posibil că eu greșesc și o să nu înțeleg, practic, dacă vreți, actul de justiție. Da, haideți să-l discutăm. Pentru că nu știu câți judecători au vorbit despre cum este formată, dacă vreți, o firmă de avocatură, despre cât costă softurile, despre cât costă chiriile, despre cât costă angajații, despre TVA, despre o grămadă de lucruri cu care îmi pare rău, dar presiunea nu se, în care stai, exact. Epuizarea, deci vorbim de niște lucruri pe care noi le înțelegem cu privire. Epuizare există și muncă există clar și la voi. Dar noi înțelegem pe judecători. Există la judecători. Și ei v-am și spus, nu cred că pot să fac foarte ușor lucrul ăsta, pentru că sunt unii făcuți ca să fie judecători și unii ca să fie... Nu, e clar că am ajuns într-un punct în care trebuie să ne așezăm cu toții la aceeași masă și să încercăm să ne înțelegem. Bazele unei înfăptuiri a justiției, a actului de justiție, la valoarea supremă, cum s-ar spune, și astfel cu siguranță s-ar diminua mult, cu mult, toată tensiunea asta care există astăzi în sistemul judiciar. Domnule avocat, nu pot decât să vă urez succes în demersul pe care îl veți face acum cu privire la candidatura la Congresul Avocaților. Să încercăm, să fiți o voce la un moment dat alături de mulți alți oameni care pot să facă lucruri mărețe la nivel superior atunci când vorbim despre profesia noastră. Sunteți un vector de imagine, aș putea să spun, să nu uitați asta, și aș vrea către, acum la final, un gând către cei care ne privesc și ce puteți să ne transmiteți așa ca și... Indiferent ce facem, să nu uităm că suntem oameni. Indiferent ce facem, să nu uităm că ceea ce facem pentru oameni și că oamenii greșesc. Oamenii sunt imperfecți, oamenii trebuie înțeleși, corectați, poate câteodată ajutați.